Ploile torențiale au creat probleme în mai multe zone din țară și mergem pentru început la Iași, acolo unde o rupere de nori a făcut ca străzile să se umple de apă în doar câteva minute. În anumite zone, apa a ajuns la aproape la jumătatea portierilor mașinilor, făcând ca șoferii să meargă cu viteza melcului. Situația însă se repetă de fiecare dată când plouă mai mult. Totul pentru că în ultimii ani au fost construite mii de locuințe în oraș, iar conductele de preluare a apelor sunt subdimensionate și nu fac față puhoiului. Iar fenomenele meteo extreme continuă și în această săptămână. Este cod galben de vreme rea în jumătate de țară, iar meteorologii anunță furtuni puternice și grindină. În ultimele zile, puhoaiele au măturat sud-vestul țării și regiunea Moldovei. Sute de oameni sunt izolați după ce un pod a fost luat de apă. Ministrul Muncii a anunțat despăgubiri pentru cei care au rămas fără locuințe. Uitați-vă ce e aici, uitați-vă, și n-am ce dat la găini, numai mi-a rămas mie 7 găini. Doamne, ce a putut să ne facă, Doamne, Doamne! Gospodăriile și locuințele a peste 400 de oameni au fost distruse într-o clipă. Până unde a fost apa? Cât bine, până la mine aici, până la vreo un metru și ceva, un metru și ceva apa. N-am apucat să luăm nimic. Tot ce a fost, le-a luat potopul. Oamenii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Au dormit la prieteni, rude sau în spațiile amenajate de autorități. N-am cu ce spăla, mașina s-a dus. Eu nu pot cu mâinile că sunt bolnavă. Măcar hainele să le avem spălate. E greu. Toți cer ajutorul autorităților, care, spun ei, întârzie să apară. Nu intervine nimeni să ne ajute. Nu intervine. Le spunem, facem, nimic. Am avut trei primari, ăsta e al patrulea, ai trei care au fost până acum, au făcut la poartă, uite, astea sunt poduri. Nu, asta e o placă de cavou. Ministrul Muncii a anunțat în direct la Antena 3 CNN că vor fi acordate despăgubiri familiilor ale căror locuințe au fost afectate. Se acordă 10.000 de lei pentru familiile și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de 75%, 7.000 de lei pentru familiile și persoanele singure a căror locuințe au fost afectate în proporție de 50%, 4.500 pentru afectare de 25%, 2.500 pentru afectare de până la 25% și 1.500 de lei pentru fiecare locuință care, chiar dacă nu a fost afectată, dar bunurile au fost afectate. Aici să oferim cu lopata și cu ministria, cu plănțile, moluzul. Uitați-vă și dumneavoastră ce este aici.